La sediul Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj a avut loc astăzi festivitatea prilejuită de avansarea în gradul următor la termen a unui număr de 42 de militari din cadrul unității. Isaia Micle, purtătorul de cuvânt al IJJ Sălaj, a declarat că jandarmii au fost avansați în conformitate cu prevederile legii numărul 80/1995 privind statutul cadrelor militare, deoarece în acest an au împlinit ori împlinesc stagiul minim în grad și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de regulamentele militare. Astfel, în gradul de locotenent colonel au fost avansați 4 ofițeri, în gradul de major 3 ofițeri, în gradul de capitan 3 ofițeri, în gradul de plutonier adjutant șef 7 subofițeri, iar în gradul de plutonier adjutant 2 subofițeri. De asemenea, în gradul de plutonier major au fost avansați 21 de subofițeri, în cel de plutonier un subofițer, iar în gradul de maestru militar clasa 1 a fost avansat un maestru militar. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj, activitatea solemnă de înmânare a noilor grade a fost un prilej de bucurie și de recunoaștere a meritelor celor care, pe parcursul a 4 sau 5 ani, și-au îndeplinit atribuțiile prevăzute de funcțiile pe care sunt încadrați, această avansare aducând cu sine o creștere a responsabilității, precum și un nivel mai ridicat al standardelor pentru îndeplinirea misiunilor.